aș vrea să deschideți împreună cu mine la Evanghelistul Luca, la capitolul al 13-lea. Puteți și pe telefon să urmăriți, nu-i niciun păcat. Preferabil ar fi să aveți Biblia cu voi, dar la citirea textului e ok să folosiți și telefonul mobil de data asta. Luca 13, un text arhicunoscut, 100% ați auzit de aici, destule predici. Versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iisus învăța pe norod, adică mulțimea, într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acum, Biblia nu ne spune în ce sinagogă, rar ori se întâmpla ca Iisus să învețe în sinagogă, pentru că foarte rar se întâmpla ca vreun fruntaș al sinagogii să lase pe Iisus să vorbească, pentru că vorbea cu atât de mult har, încât toți acești fruntași ai sinagogii se simțeau complexați. Iisus învăța într-o zi într-o sinagogă, undeva într-o localitate oarecare. E un părinte al bisericii care ne spune că această sinagogă s-ar fi aflat într-o localitate aproape de Siria. Are el o explicație în legătură cu asta, contează mai puțin. Versetul 11. Și acolo, adică în această sinagogă, era o femeie, și putem să ne oprim aici, stimate domnișoare, doamne, în vremea aia femeile n-aveau acces în sinagogă. Și asta e ciudat. În mod normal, femeile aveau un loc acolo, despărțitură. Era un fel de mama și copilul de astăzi, ele aveau acces doar acolo. Și acum, e ciudat faptul că femeia asta se afla aici. Era o femeie, spune Biblia, în sinagogă. De ce se afla în sinagogă? Tot acest părinte al bisericii susține că această femeie era foarte bogată, fiind unul dintre sponsorii acestei sinagogi. Rabinul a găsit mijlocul să o lase să fie și ea acolo. Oricum era gârbovă și nu vedea nimeni. Și spune Biblia că era o femeie stăpânită de un duh, stăpânită de 18 ani de un duc de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Versetul 12. Când a văzut-o Iisus, foarte interesant că a văzut-o, ea fiind gârbovă și se presupune cumva așezată acolo să nu fie văzută, să nu fie la vedere. Și totuși a văzut-o. Când spune Biblia că a văzut-o, nu se referă doar la faptul că, nu știu, uite, îl văd eu pe băiatul ăsta care stă aici la pian. Sau pe ăla care stă lângă el. Sau pe oamenii ăștia care stau aici. Când spune Biblia că Dumnezeu a văzut ceva, e dincolo de ceea ce putem noi vedea. Adică nu e vorba doar de apariția exterioară. Uite, cum vă văd eu acum pe unii dintre voi că ați mâncat și sunteți așa, mai melancolici din cauza de la treaba asta, datorită acestui lucru. Domnul Iisus a văzut-o, adică a văzut toți cei 18 ani, toată durerea ei, toată suferința ei și spune Biblia că a chemat-o și i-a zis, fiți atenți, că acum e și o lecție de gramatică, zice aici, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Nu zice că vei fi dezlegată, ci zice tu ești deja dezlegată. Adică când Domnul a văzut-o, când El a chemat-o, El a și dezlegat-o, dar ea trăia mai departe ca și cum ar fi legată. Exact cum se întâmplă cu mulți oameni care au primit decretul de eliberare prin jertfa lui Iisus Hristos, dar nu l-au acceptat prin credință și trăiesc mai departe, legați. Spune Biblia că și-a întins mâinile peste ea și e aici un adverb de timp care exprimă o acțiune făcută imediat, dacă aveați chef de o lecție de gramatică, îndată s-a îndreptat și omul când se îndreaptă, ca să spiritualizez puțin textul în sensul cel mai bun, slăvea pe Dumnezeu, că așa se întâmplă cu oamenii când se îndreaptă prima dată, spiritual vorbind, slăvesc pe Dumnezeu. Și acum se schimbă tot, până aici tot a fost bucurie, a fost de bine, versetul 14, apare dar. Când apare această conjuncție adversativă, mi se pare că zice, dar, nu, a fost totul cum a fost, da, dar ce încolo. Dar fruntașul sinagogii, în paranteză ai putea spune patronul sinagogii, că el așa se simțea, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta, zice Biblia în ziua sabatului, dar el era mânios că Iisus a făcut vindecarea, că l-a complexat,
A luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar în aceste zile de vă vindecați și nu în ziua sabatului. Intenționat am vorbit așa. Gândiți-vă că el așa vorbește de parcă la el în sinagogă în 6 zile numai minuni se întâmplau. Și fix în ziua asta, domne, s-o strica programul cu o minune. Că altfel acolo numai minuni de dimineața până seara. De fapt, era singurul lucru remarcabil întâmplat în sinagoga asta de mulți ani. Dar el dintr-o dată, vedeți cum folosește Scriptura ca să-și manifeste frustrarea lui. Și acum îmi place versetul 15, Domnul Iisus, mai sunt aici tineri aspiranți înspre pastorație, primiți o lecție de pastorație de la Domnul direct. Versetul 15, Iisus zice așa, fățarnicilor i-a răspuns Domnul. Adică zice la general, uite cum ar fi, eu zice, îmi pare rău că tu ești acei, omul cu laptopul. Ca și cum a zice, fățarnicilor, înțelegeți? Mai fac păstorii chestii din astea. Fățarnicilor, vedeți că e la general, dar nu le-a zis tuturor. I-a răspuns Domnul. Cui i-a răspuns Domnul? Tuturor? Nu. Celui care, da, Dumnezeu e gentleman. Observați? Și aici, îi zice, fățarnicule, îl mai lasă să se simtă și el bine. Fățarnicilor. Și era clar. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Că aveau ei niște reguli legate de ziua de sabat, le-ați auzit probabil la multe predici, nu vi le mai spun. Erau multe. Dar femeia aceasta care era o fiică lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura asta în ziua sabatului? Adică trebuia săraca să vă asculte numai pe voi predicând și să meargă acasă la fel. Și e atât de frumos, spune Biblia, că pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. De ce? Pentru că atunci când vorbește Domnul, potrivnicii rămân rușinați. Femeia tace. Și mare lucru știe să tacă. Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Că Domnul când face lucruri, face numai lucruri minunate. Asta înseamnă că Domnul lucrează la superlativ absolut. Nu, am văzut că acum e la modă și la predicatori, dă-i cu extraordinar, cu nemaipomenit, parcă am face reclamă, parcă am fi toți la teleshopping cumva. Folosim prea ușor, foarte ușor, superlativul absolut. Singurul cu adevărat minunat este Domnul. Noi zicem, ce program minunat? Chiar nu a fost chiar minunat, nu? Zătă-mă. Nu a fost totul perfect, nu s-o cânta perfect, nu s-o predica perfect, nu-i nimeni minunat, adică la superlativ absolut în afară de Dumnezeu. Avem în textul de față o femeie, și acum nu vreau să intru în detalii istorice, pentru că știu că s-ar putea să intrați pe fly mode unii dintre voi. E un părinte al bisericii care vorbește puțin despre femeia aceasta și vine cu o ipoteză interesantă. Da, o las asta pe altă dată, dacă va îngădui Dumnezeu, dacă nu, când ajungem în rai, vă explic cum stă treaba. Vreau să vă spun aici în paranteză, tot aud pe cântăreți spunând că în rai nu se va predica. Vreau să fac o specificație pentru posteritate și nu doar. În rai se va predica, mă, oameni buni. Deci nu, să nu cumva să aveți senzația că rai e un loc în care se va cu un fel de concert. Numai se cântă. Tot aud pe cântăreți. Nu i-ați auzit și voi zicând, fraților, cântăm că în rai se va cânta. Rai nu-i concert. Când eram copil aveam o frică de rai, pentru că am crescut în biserică, unde programul începea la 9 și se termina la 2, în cel mai fericit caz, altă dată la 3-4. Și când ultimul predicator, pe la 2-3 după masa, și începea predica, se uita peste biserica adormită în proporție de 80%, și cu o voce foarte tare zicea, fraților, dacă nu rezistăm în casa Domnului 2-3 ore peste program, cum vom rezista o veșnicie în cer? Mă, și când băga chestia asta, eu eram acolo pe bancă așa. Dacă m-ar fi întrebat cineva atunci dacă vreau să ajung în rai, aș fi zis, nu vreau să ajung în rai. Pentru că îmi imaginam raiul că seamănă foarte mult cu biserica în care am crescut. O bisericuță cu lemne, cu bănci din lemn fără spătar, cu lavițe se numeau, unde din fericire nu putea adormi. Mai adormea, nu uit, cu odată a dormit o soră, eram în brațele bunică, eram micuț și ea fiind sora aia mai, era mai,
O căzut cu banca, am căzut cu toții. Nu voi uita niciodată. Am tot felul de amintiri legate de biserică. Dar îmi imaginam că biserica, că raiul trebuie să semene cu biserica. Vreau să vă spun ceva. Raiul nu e un lung program de biserică. Slavă Domnului că nu va fi așa. Raiul e un loc la superlativ absolut, cu adevărat minunat. Acum aș putea să vă țin o predică și despre asta, că m-am pregătit pentru mâine dimineață în Biserica Lumina din Oradea, unde îs păstor, să vorbesc despre asta, că începem și noi cu eschatologia, cu vremurile din urmă, că cum cu Israelul e la modă să se vorbească despre asta. Și o să vorbesc despre cer, despre cum va fi în cer, dar despre asta, dacă vă uitați online. Acum vreau să împărtășesc cu voi, așa cum am zis, câteva gânduri în legătură cu... Nu pot. Dom'le, nu pot. Femeia asta spune Biblia că era stăpânită de un duh de neputință. Știți câți oameni sunt stăpâniți de duhuri de neputință și astăzi? Știți de câte ori n-am auzit, domnul pastor, frate pastor, omule bun, cum vreți, ce apelativ vreți voi, și urmat de, aș vrea să slujesc, aș vrea să predic, aș vrea să vin la biserică, aș vrea să mă botez, dar nu pot. 18 ani se duce la sinagogă. Nu știm dacă pe tot parcursul celor 18 ani se duce la sinagogă. Biblia nu ne spune asta. Dar era stăpânită de un duc de neputință și totuși se ducea la sinagogă. Și ăsta e un lucru bun. Noi de foarte multe ori, păstorii, am vrea să avem în biserică numai oameni perfecți. Și te uiți peste adunare și ai vrea să vezi numai sfinți. Femeia asta se duce la biserică chiar dacă era stăpânită de un duc de neputință. Și vreau să vă încurajez pe aceia dintre voi care veniți la biserică și luptați în viața voastră cu anumite aspecte pe care doar voi le cunoașteți sau poate unii dintre apropiații voștri. Continuă să vii la biserică. Chiar dacă există anumite porțiuni din viața ta sau chiar dacă ești, și acum mă adresez vouă celor care sunteți din familii de pocăiți, veniți la biserică, sunteți în locul acesta și unii dintre voi stăpâniți de duhuri de neputință sau încă n-ați făcut pasul înspre Hristos și totuși sunteți aici. Femeia era acolo. Și am obișnuit biserica pe care o păstoresc cu ideea asta. Măi, oameni buni, în biserică trebuie să fie oameni de toate felurile. Și prefer să vii la biserică așa cum ești, pentru că știu ceva, există în locul acesta o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu care îți poate schimba viața. Am văzut asta cu ochii mei. Prima biserică pe care am păstorit-o, am rămas cu ea decapotată la un moment dat, pentru că, fiind plin de râvnă, bisericuța mai mică, am vrut să o renovez. Prima reformă importantă a fost asta, o reformă fizică, în sensul în care frații au zis, no, ce ai de gând să faci ca tânăr păstor? Și am zis, păi, mai întâi ar trebui să construim băile, că n-aveam băi, apoi ar trebui să schimbăm acoperișul, că era plafonul prea jos, eu fiind mai înalt, mă cam loveam cu capul, mai ales în birou, era foarte jos. Și am zis, no, hai să facem o renovare din asta, firească. Și m-am trezit cu liderul de laudă și închinare al bisericii, fratele Pavele, care avea 70 și nu știu câți de ani. Numai eu cu el la construcție, am dat jos acoperișul și el alți frații au zis, no, știi ce, la început, fă-l tu. A fost un duc de împotrivire acolo. Cum zic păstorii, că nu le iase predica. Așa mă face să zâmbesc, mai ales ăștia mai tineri. Frate, a fost un duc de împotrivire. Dar zic, te-ai pregătit? Nu prea, dar acolo a fost duhul de împotrivire. Și... Am rămas, cum v-am zis, era vara și atunci am început să mă rog rugăciuni din astea meteorologice. Doamne, fă să nu plouă, că dacă plouă acum, oameni suntem. Și m-am rugat foarte sincer, Doamne, fă cumva, că n-aveam bani. Și Dumnezeu a trimis un om nepocăit, dar din familie de pocăiți, la mine, și a zis, am visat azi noapte să aduc banii ăștia, era fix suma de bani de care aveam nevoie să mai terminăm. Să acoperim biserica și acum știi când dai jos acoperișul, n-ai cum să lași numai treaba asta. Vă dați seama, tot praf, trebuia exteriorul făcut. Omul avea firmă de construcții și mi-a zis, uite ce, eu vreau să fac cu polistiren tot exteriorul, eu lucrez cu echipa mea. Numai că, pentru că mama mea e pocăită și mi-a zis tot timpul, că, uite, Domnul i-a vorbit că atunci când intru în adunare prima dată, eu mă pocăiesc, că mă pun pe genunchi, sau cum zice Bihoreanu, pe gerunți. Cum intri în adunare, toți te pui pe gerunți și te rogi și te pocăiești. Și el a zis, eu nu vreau să mă pocăiesc. Și așa că eu nu intru în biserică, nici măcar în timpul în care ne-a ajutat la construcții, nu a intrat în biserică. Era foarte simpatic, râdeau ăștia ai mei de el, mă rog, Pavelea și încă unul care a mai venit. Pacoperi, stătea și ziceam, no, ce faci?
Ai grijă cum te miști pe acoperiș, că dacă pici, te pocăiești. El a zis, eu nu lucrez la interior, eu numai la exterior. Eu nu intru în biserică, pentru că mama mi-a zis că eu când intru în biserică, prima dată mă pocăiesc și nu vreau să mă pocăiesc. Și știți cum a fost? Aici le-a spune părinților voștri, dar nu sunt aici, dar transmiteți-le din partea mea. Atunci am făcut așa. L-am lăsat pe el să lucreze la exterior, știind că Dumnezeu va lucra la interior. Am zis, bă, lasă, lucrează tu la exterior, că știu că cel care lucrează la interior și convinge de păcat e Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Omul a venit la un moment dat la biserică într-o conjunctură în care a fost obligat să vină. Adică, trebuia să vină la o binecuvântare în familie, binecuvântare de copii și mi-a și zis, fii atent, eu vin mai devreme, dar eu nu mă pun pe genunchi. Orice, eu nu stau în genunchi în fața nimănui. Avea orgoliu ăsta de bărbat și el știa că pocăiții când vin la biserică să pun pe genunchi și el a zis, genunchi. Și el a zis, eu nu. Și o venit la fără 20, s-a pus, cum a intrat în biserică cu miușa asta voastră, bisericuță mică acolo, da, pe aceea structură, cum a intrat în biserică s-a pus pe genunchi? Deci acolo, în cănușa bisericii. Nu s-a ridicat de pe genunchi 15-20 de minute, veneau frații la biserică, unii nu au putut intra, că n-aveam altă intrare numai aia, alții cu tupeuri intra pe lângă el. 15-20 de minute a stat acolo. Exact și eu zis, maică sa toată viața, când intri în biserică prima dată, nu știu dacă o forță, cred că a fost așa, un amestec de forță duhovnicească și psihologică, au lucrat amândouă în aceeași direcție, dar 15-20 de minute nu s-au ridicat pe genunchi și după aceea, la câteva luni de zile, l-am și botezat. Acum, ce vreau să zic cu asta? Indiferent cum stai aici, cât de amărât ești, cât de posomorât, cât de adus de părinți, cât de cu gândul în altă parte, eu voi lucra la exterior. Adică voi vorbi urechii tale și voi lăsa ca cel care poate lucra la interior și să transforme ADN-ul tău duhovnicesc în mod real, adică Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să facă lucrul acesta. Și din textul pe care l-am citit, vreau să învățăm trei lucruri și apoi ne vom ruga la sfârșit. Trei lucruri în legătură cu femeia asta care era stăpânită de un duc de neputință și care este transformată de Dumnezeu. S-ar putea ca în această după masă, nici nu știu cum să-i zic, în această zi, să fie în locul acesta, să fiți unii dintre voi transformați de Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze în dreptul vieții voastre și viața voastră să fie schimbată, să fiți eliberați de dependențele voastre. Întrebarea e, ce fac după aceea? Ce fac după aceea? După ce Domnul se atinge de mine? Sunt trei lucruri pe care le face și femeia asta. Slujește, trăiește și taci. Când zic taci, nu ziceți amin, că poate o iau personal. Dar o zic de trei ori și aș vrea să rămână, va rămâne în inima voastră, pentru că am darul ăsta repetiției. Toți evangheliștii au asta. Slujește, trăiește și taci. Învăț de la femeia asta că pe Dumnezeu trebuie să-L slujești, indiferent de circumstanțele din viața ta. De așa de multe ori ne potihnim în lucruri mărunte din viața noastră. La cea mai banală răceală, durere de cap. Ah, nu mă duc, eu nu fac acolo. Te trezești că n-ai om la cameră, că n-ai om la chitară, că n-ai om când trebuie să mergi să ajuți pe cineva, când toate proiectele sociale, și am văzut că ați inițiat și voi un proiect social, Domnul să vă binecuvânteze, te bazezi pe voluntari din ăștia care, datorită emoției, acum, la final, frate, noi facem. Și după aia, când te trezești acolo, e singur, e singură. Sunt mai încă unul mai slab, unul mai neputincios. Învață să-L slujești pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Nu fiți doar slujitori din ăștia de emoție. Adică ne-a vorbit fratele, ne-a atins la corazon, ne-a atins sentimentul și slujim. Slujește-L pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțele vieții tale. Și vreau să vă spun trei lucruri în legătură cu slujirea. Slujește înțelegând că ai o valoare. 2. Identificând corect valoarea. Și 3. Înflăcărând această valoare. Sunt trei lucruri. Înțelegând că ai o valoare, identificând corect valoarea și înflăcărând această valoare. Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14, nu fi nepăsător cu privire la darul care este în tine, și după aceea spune, înflăcărează darul care este în tine. Vreau să vă spun ceva. Mă uit la voi, la fiecare dintre voi. Și acum, speakerii motivaționale, în general, se uită la voi și vă spun, sunteți frumoși, sunteți inteligenți, și păstorii mai bagă pe asta câteodată. Voi puteți. Eu am venit să vă spun așa. N-aveți nicio șansă prin forțele voastre.
că orice om din Biblie care e chemat de Dumnezeu să slujească, primul lucru pe care îl face, știți care e? Îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu pot. Și Dumnezeu nu-i spune nici lui Gedeon, nu-i spune nici lui Moise, nu-i spune nici lui Ieremia că poți. Domnul de fiecare dată spune: eu sunt cu tine. Dumnezeu nu-i spune lui Moise: Moise, ești tânăr. Când Domnul cheamă pe Moise și îi spune lui Moise să slujească, Moise spune: Doamne, dar sunt bătrân, dar sunt slab, dar nu știu ce, dar sunt și bâlbâit pe deasupra. Domnul nu-i spune: vorbești impecabil, ești tânăr. Nu, Domnul spune: e adevărat, ești bâlbâit, e adevărat, ești bătrân, dar eu sunt cu tine. S-ar putea ca voi, uitându-vă la viața voastră, să vă vedeți așa cum sunteți. Să vă vedeți, pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt vă luminează mintea și vă dă capacitatea să vedeți cum sunteți. Să înțelegeți că sunteți limitați, să recunoașteți limitările voastre. Eu nu o să vă spun că sunteți mai deștepți decât sunteți, mai frumoși decât sunteți, mai pocăiți decât sunteți. Înaintea frumuseții, dreptății absolute a lui Dumnezeu, nu ne rămâne decât să ne recunoaștem așa cum suntem. Dar Dumnezeu nu spune: tu poți, ci Dumnezeu spune de fiecare dată la neputința ta: eu sunt cu tine. Valoarea ta nu este a ta, e ceea ce ai primit de la mine. Și când vorbim în Biblie, Noul Testament, despre până și darurile Duhului Sfânt nu ne intră nouă în proprietate. Că noi penticostale aici am greșit. Că noi am zis așa: Doamne, dacă e dar, e al meu. Că eu dacă îi fac un dar omului ăsta de aici, el spune: mi-ai dat darul, îmi rămâne mie. Dar realitatea în Biblie, darurile Duhului Sfânt sunt manifestări ale Duhului în viața noastră de scurtă durată, care nu presupun întotdeauna continuitate, că Dumnezeu e Cel care alege să se manifeste cum vrea El și când vrea El și că valoarea noastră spirituală este în mod absolut dependentă de prezența Duhului Sfânt în noi. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Așa că înțelege că ai o valoare. Multă vreme mi-a fost greu să înțeleg asta. Mi-aduc aminte că am fost foarte, impresionat, direcționat de Dumnezeu înspre predicare. Eu m-am dus la Institutul Teologic la 18 ani. Mă pocăinsem de vreun an de zile. Și nu m-am dus cu gândul să devin predicator. Mă gândeam să fiu profesor de filozofie. Am făcut și facultatea de filozofie. Am început-o, n-am terminat-o. Și am zis: bă, mă duc și eu acolo, în București, scap și de tata și de mama. Eram pocăit, voiam să schimb și mediul din Oradea. Și m-am trezit la o conferință misionară la Sinaia. Și era exact când juca echipa națională a României într-o seară, când trebuia să ne țină un frate din Indonezia o prezentare a unei misiuni din Indonezia, într-o țară musulmană. Și noi ce credeți? La meci, evident, toți la meci. Omul sărac nu a avut la cine să țină nimic. Noi la meci în cameră, erau niște televizoare din alea mici, nu știai care-s românii, care-s slovenii. Mi-aduc aminte că era Gheorghe Hagi, antrenorul național al României, și știu că România au pierdut, vă dați seama, mi-aduc aminte, ca ieri. Eram atunci legat de treaba asta, de duhul ăsta de neputință. Și știu că o băga golul unul, care în viața lui nu o băga, și avea 40 de ani, de la mijlocul terenului, adică ceva. Și nu știam, că gol, nu-i gol, nu a fost gol. Că, cine să ia? Care să ăștia? Ne uitam la televizorul ăla. Noi, absenți, noi trebuia să fim acolo, să participăm la această conferință. Omul care a venit, misionarul din America, să țină prezentarea, nu a avut la cine. Din, 60 de studenți când eram acolo, nu știu dacă au fost vreo 2-3 tocilari care să meargă, noi ăștia alți în cameră. A doua zi dimineața, uite la noi, noi eram toți terminați. O pierdut naționala la teologie. Aveam 18 ani. Sau 19, anul 1 sau 2, nu mai știu exact. Oricum, acolo. Și se uite la noi și ne spune: na, băieți, cum a fost cu România? Noi toți. Deci vreau să vă spun ceva despre ce se întâmplă în vremurile noastre. Încă o dată, noi eram pocăiți, dar eram foarte imaturi. Și ne-a zis așa: eu sunt misionar în Indonezia, unde, în urmă cu câteva luni de zile, un tânăr, puțin mai mare decât voi, a fost arestat în fața unei judecătorii islamiste, a fost pus în fața următoarei decizii: ori te lași de Hristos, ori vei muri și tu cum a murit el, adică răstignit. Dacă tu vorbești despre un om răstignit, mor și tu la fel. Și omul ăla a ales să moară răstignit. Și când acest misionar vorbea asta, eu stăteam pe niște scaune,
erau acolo la Sinaia, că frații ne-au dus din banii lor, ne-au plătit conferința și statul la hotel, nu ca să ne uităm noi la meci, evident. Și erau scaunele alea confortabile și am dat un cod ăla de lângă mine și zic, mă, am auzit bine. Că noi avem senzația că martirii au fost acum 2000 de ani. Și zic, în timp ce noi, îmi zic eu mie, mi-am zis, în timp ce noi stăteam nepăsători la meci, în vremea asta, sunt oameni care mor pentru Hristos. Noi nu suntem în stare să stăm pe un scaun pentru Hristos. Să vizităm un copil pentru Hristos. Să ajutăm un om nenorocit pentru Hristos. Da, iau pe unii zicând, eu sunt gata să mor pentru El. Dar noi nu suntem gata să trăim pentru El. Vă mărturisesc că în momentul când am auzit asta, am început să plâng. Eram acolo pe banca aia, pe scaunul ăla, care era foarte confortabil, și am început să plâng. Și ăla a fost momentul când Duhul lui Dumnezeu a pus în inima mea dorința asta să slujesc. Eu m-am dus la teologie cu scopul de a studia abstract despre Dumnezeu, dar acolo Dumnezeu m-a început să mă învețe că, de fapt, a sta la dispoziția lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult. Când am fost ceva mai mare, după aceea, la câțiva ani după ce am terminat facultatea, am ajuns în Franța, m-au dus frații să predic acolo într-un orășel și acolo în orășelul ăla am văzut o statuie cu un Iisus fără mâini. Era din metal și când l-am văzut așa fără mâini, m-am gândit că au fost ai noștri pe acolo prima dată. Dar sub statuie scria în limba latină, fiți voi mâinile mele. Și apoi am înțeles de fapt că a fi credincios, asta înseamnă că nu poți să fii pocăit, că nu poți să fii credincios fără să faci în mod automat ceva, să slujești. Ce înseamnă să slujești? Să stau la dispoziția lui Dumnezeu, în locul în care m-a așezat Dumnezeu și să fac ceva, în mod concret. Nu poți să spui, îl iubesc pe Dumnezeu, dar eu nu fac nimic, Domne. Dar eu n-am nicio valoare, ba da, ai o valoare. Înțelege că ai o valoare și îți mai spun ceva, identifică corect valoarea aia, pentru că Biblia spune în cartea lui Petru și vă las pe voi să găsiți versetul, fiecare să slujească după darul primit. Asta e marea problemă a bisericilor pentecostale și baptiste și creștine după Evanghelie și în general a pocăiților, că slujim, dar nu unde ar trebui, că de multe ori suntem în fanfară pentru că au zis mama, bă, dar pruncul lui cu tare în fanfară, să fii și tu, că suntem câteodată în față doar de dragul de a fi în față, că nu există darul cu microfon și darul fără microfon. Mă înțelegeți? Că suntem chemați de Dumnezeu să slujim acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Prima mea problemă cu biserica pe care am avut-o în calitate de păstor tânăr a fost așa, că erau prea mulți care cântau și predicau și care în toată biserica nu era unul, toți ori predicau, ori cântau, ori dădeau îndemnul, oricum 50 de membri erau acolo. Și mi-amintesc că la un moment dat am zis la unul, tu ce știi să faci? Câtă voia să cânte? Și n-avea nicio legătură cu cântatul. Zice, frate, eu zidar. No, fă un zid pentru Domnul. Dar omul foarte simpatic. Acum? Nu, ci acum. Voi știți că în Biblie, pe vremea când eram la doctorat, și nu spun asta ca să vă zic că am făcut doctoratul, dar mi-aduc aminte că am fost impactat că trebuie să scriu o lucrare despre o înviere pe care Dumnezeu o face prin Petru. Dar de ce vă zic asta? Pe mine m-a marcat asta pentru că am început să studiez. A fost o fată despre care știți că a murit și Dumnezeu lasă ca Petru să se ducă acolo, ca femeia asta, ca fata asta să revină la viață. Și nu găsesc niciun motiv pentru care Dumnezeu ar fi înviat-o pe fata asta în condițiile în care înainte Ștefan, omul lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt, moare și vede cerul deschis și pe Domnul Iisus stând în picioare, dar moare și rămâne mort. Dar fata asta moare și Dumnezeu zice, trebuie să meargă Petru să facă o rugăciune și să învieze. De ce? Pentru că spune Biblia că fata asta făcea haine pentru săraci și la departamentul haine pentru săraci nu mai era nimeni. La predică mai erau destui. Moare unul, se bucură el, alți scoală mai mult. Și atunci, o să mă întrebați, uite, voi sunteți aici, cu ce să-L slujez eu pe Dumnezeu? Sunt doar un tânăr, sunt doar o tânără, n-am o valoare specială. Frate, dar eu nu știu să fac nu știu ce, nu am terminat fizică cuantică, n-am o inteligență extraordinară, nu-s cine știe ce, n-am prea multă pregătire, ce pot să fac? Ascultă-mă, pot să faci o grămadă de lucru pentru Dumnezeu. Lucrul ăla pe care știi să-L faci, care poate părea banal. Mi-aduc aminte că am început să slujesc în București într-o vreme, eram plin de râvnă,
să evangelizez. În felul ăla în care am evangelizat la metrou cu încă unul care era în căruciorul cu rotile și când m-am întâlnit cu ăla în căruciorul cu rotile, eu mă așteptam să fie unul foarte pregătit sau așa. Și eu stăteam și așteptam la metrou să mi-am dat întâlnire cu el. Eu nu știam că e în căruciorul cu rotile și când l-am văzut, am zis, tu? Adică din tot Bucureștiu nu-i nici unul care să aibă două picioare și să vrea să vină aici? Tu poți să faci pentru Dumnezeu o mulțime de lucruri, ascultă-mă ce spun. Tu poți să-L slujești pe Dumnezeu într-o mulțime de feluri. Nu doar ținând microfonul în mână. Biserica Lumina pe care o păstoresc în Oradea se bazează pe acest principiu. În fiecare zi, de exemplu, în fiecare duminică aducem la biserică oameni în căruciorul cu rotile. Și au fost oameni care au venit la biserică și mi-au zis, n-am fost de 15 ani la biserică. De ce să cânți dacă n-ai darul să cânți? De ce să te chinui și pe tine și pe noi? De ce să te chinui să zici o poezie? Eu n-am înțeles asta cu poeziile. Îmi plac poeziile extraordinare, să nu mă înțelegeți greșit. De foarte multe ori în bisericile noastre se spun poezii care n-au nicio treabă cu nimic, n-au nici valoare artistică, nici spirituală. Și transformăm biserica într-un fel de cenaclu de mâna a doua. Pe unde mai trece colecta și punem bani și fix spectacol de câți bani am pus. Biserica nu e locul în care ne adunăm să-l ascultăm pe Adrian Mocan vorbind, pe fratele sau sora nu știu care cântând, ci locul în care împreună stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Și Dumnezeu poate lucra prin voi. Eu aș putea să vă dau o mulțime de exemple. Și pentru că ați mâncat, de-aia vă spun multe întâmplări, că altfel n-am nicio șansă să vă vorbesc. Sunteți o mulțime de utihi astăzi. În biserica pe care am început să o păstoresc, erau niște tineri care îmi spuneau, frate, dar noi nu știm să cântăm, noi nu avem nicio valoare. Și știți cum am făcut cu ei? Am aflat care e cântărețul lor favorit și l-am chemat să cânte. Și am spus, te rog frumos să falsezi și tu de câteva ori. Și omul a fost șocat. O zici, frate, de până amun nu mi-a cerut nimeni asta. Toată lumea încerce să cânt bine, dumneata încerci să falsezi. Dar te rog să falsezi, nu așa, falseturi din astea pentru profesioniști. Un falset din ăla să-l priceapă și urechea mea nemuzicală. Și-a venit omul și-a cântat bine, cum cânta de obicei, și ai mei se uitau la el și zice, ah! No, când o cânta noi cum cântă ăsta, atunci o cânta. Și se uitau unul la altul și se coteau, că vă văd și pe voi la biserică. E bine când faceți asta, că nu stați cu ochii în telefon. Și când au băgat un falset, fratele meu, șocant, efectiv. Ca să fii un bun muzician, să știți, și asta se vede, că mediocru e mediocru, inclusiv în falsat. O falsat, omul excepțional. Și dintr-o dată i-am văzut pe mei luminându-se la față. Era un zoom. Dacă el falsează, și noi putem falsa. Mi-au falsat și eu vreme, dar după aceea a început să cânte bine. Dumnezeu face diferența prin oameni aparent neînsemnați. Am avut la botez oameni care au venit la botez în biserica pe care o păstoresc, pentru că cineva de la primire, de la welcome, cum se zice acum, în engleză română a noastră, i-a zis Dumnezeu să te binecuvânteze, bun venit. Și asta a fost, wow! Eu mă așteptam că ăla să-mi spună. Când l-am întrebat, bun, ce te-a impresionat prima dată când ai venit la biserică? Evident, ca păstor și predicator. Și zic, băi, frate, când ai predicat dumneata. Și să-mi spună că unul de 17 ani sau de 16 ani care face parte din echipa de primire a bisericii, i-a zis Dumnezeu să te binecuvânteze și-a dat mâna cu el și mi-a zis, de o săptămână nu a dat nimeni mâna cu mine și m-a băgat în seamă. Și copilul ăla a dat mâna și mi-a zis Dumnezeu să te binecuvânteze. Și prin aceea apare puțin importantă slujbă. Bă, da. Da, oare nu mai bine cânta și el o cântare? Nu. Că venea omul nepocăit și l-asculta cântând și fugea. Dar mai bine că o da mâna cu el și o zis Dumnezeu să te binecuvânteze. De ce n-ai acceptat să spui un Dumnezeu să te binecuvânteze care poate schimba viața unui om decât să te chinui și pe tine și pe alții cu cântarea? Voi nu vă dați seama când veți ajunge în rai. Ce satisfacție veți avea când o să vă întâlniți acolo cu oameni care o să zică m-am ajuns în rai că tu mi-ai zis despre Hristos. Știți ce mare satisfacție am ca predicator când stau la amvon câteodată lângă unul care îmi spune frate, presbiter și m-am pocăit acum 15 ani sau 20 de ani când ai venit și ai predicat aici.
Asta e cea mai mare bucurie, vă mărturisesc. Din câte că-s multe oboseli și altele. Slujește-L pe Dumnezeu. Poți să o faci. Acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Tu ai o valoare din partea lui Dumnezeu. Ai două mâini, ai două picioare. Ești tânăr. Pune la dispoziția lui Dumnezeu tinerețea ta. V-am spus, noi aducem la biserică oameni în căruciorul cu rotile, de care unii dintre ai noștri se ocupă. Și oamenii ăștia, unii dintre oamenii ăștia în căruciorul cu rotile, când au venit la biserică, nu erau pocăiți. Dar văzând dragostea lui Dumnezeu din viața noastră, celor care îi înconjurăm, că nu venim să-i aducem la biserică, să-i lăsăm de izbeliște, îi punem acolo, nu, ci stau lângă el oameni, vorbesc cu el, după aia îl vizitează în timpul săptămânii și așa mai departe. Poți să faci pentru Dumnezeu o grămadă de lucruri. Poți să fii zâmbetul lui Hristos pentru oameni cărora nu le zâmbește nimeni. Poți să fii mâna întinsă a lui Hristos pentru cei care sunt căzuți la pământ. Poți să fii omul ăla care are un cuvânt de încurajare pentru oameni cărora nu le adresează nimeni un cuvânt de încurajare. Tu poți să-L slujești pe Dumnezeu într-o infinitate de metode, pentru că darurile Duhului Sfânt, atâtea câte le avem în Biblie, nu sunt exhaustive, ca să folosesc un cuvânt mare, adică nu sunt numai alea, ci Dumnezeu ne cheamă să slujim acolo unde ne-a așezat pe fiecare dintre noi, cu posibilitățile și cu potențialul pe care fiecare dintre noi îl avem și care depinde în mod absolut de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Valoarea mea ține de cât de pocăit sunt. Valoarea mea depinde în primul rând de prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Punctul 1 numai, vă mai zic că-s două puncte. Nu, gata cu aminul. E bucuros și erați când... Când mă pornesc așa mai evanghelistic, cum sunteți mai bucuroși? Cum? Să mă uit cât e ceasul. La cât e time-out-ul? Mai este? Cât dă Domnul numai... Să nu fie cum a zis unul la un moment dat, fraților, stați până la... după ora 8. Oamenii ori, da... Mă unul a zis, predică tu cât vrei, că noi la 8 am plecat. Sper să nu se întâmple așa ceva. Punctul 2. Am zis, slujește, trăiește. Cântele încet la pian, ca și să-mi aduc și aminte că trebuie să... Spune Biblia, versetul 12, când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Sunt trei lucruri la punctul 2. Da? La punctul 1 au fost trei subpuncte, dacă nu v-ați dat seama, slujește, înțelegând care e valoarea, identificând corect valoarea și înflăcărând valoarea. Nu țin așa mult la umiletic astăzi. 2. Trăiește pentru că te vede Dumnezeu cum ești. 2. Pentru că te cheamă Dumnezeu. Și 3. Pentru că ești dezlegat de neputința ta. Te vede Dumnezeu, te cheamă Dumnezeu și ești dezlegat de neputința ta. Te vede Dumnezeu. Uite, mă uit la voi, zice, a văzut-o Iisus. Și dacă mă întreabă cineva, ai văzut, uite, copilul ăsta a stat aici așa de cuminte, Dumnezeu să te binecuvânteze, fă foarte, câți ani ai? 11. Cum te cheamă? Lucas, aia a fost cel mai cuminte. Puteți să-l aplaudați, că am văzut că vă aplaudați în casă, că Lucas nu l-a zis. Dacă m-ar întreba cineva, l-ai văzut pe Lucas? Da, a fost acolo cel mai cuminte de pe primul rând. Dar știu eu ce în sufletul lui? Nu știu. Noi de obicei ne uităm la ceea ce izbește privirea. Când Biblia spune că a văzut-o Iisus, înseamnă că Iisus a văzut toți cei 18 ani de suferință pe care femeia asta avea. Dumnezeu vede dincolo de aparențe. Noi ne întrebăm adeseori, cum ești? Bine, suntem campioni mondiali. Unii dintre noi am ieșit cei mai tari actori. Cum ești? Am fost profesor an de zile și am învățat că cei mai veseli dintre elevi erau în realitate cei mai triști. Că bufonul clasei de obicei are în spate o traumă. Că oamenii care par cei mai bucuroși, în realitate sunt cei mai triști. Și că în spatele unui zâmbet, de cele mai multe ori, sunt multe lacrimi. Când Biblia spune că a văzut-o Iisus, la asta se referă. Iisus a văzut tot ce era dincolo de aparențe, cu toate că fruntașul sinagogii a încălcat tradiția care spunea că o femeie n-are acces în sanctuarul sinagogii și am pus-o acolo încercând să împace teologia între ghilimele și partea financiară. Dar Iisus a văzut-o, pentru că Dumnezeu vede. Noi vedem, bă, ce fericit e băiatul ăla. Dar realitate are probleme cu taică sau poate unii trec printr-o grămadă de traume. Ca păstori am învățat că sunt o mulțime de traume pe care oamenii le au în familiile lor, în casele lor.
dureroase lucruri, experiențe prin care oamenii trec. Am văzut că și știu că dincolo de un zâmbet sau dincolo de o fire foarte veselă și expansivă, de multe ori se află dureri, abisuri. Și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu vede și Dumnezeu știe. Dumnezeu vede toate falimentele tale morale, Dumnezeu vede că e stăpânit de un duc de neputință. Dumnezeu a văzut că femeia asta era stăpânită de un duc de neputință. Dumnezeu știe că tu nu poți să te lași de păcatul din viața ta. Dumnezeu știe. Oricât e pocăit par tu, oricât ridici mâinile aici, oricât zâmbești, oricum ar fi, și-au părinții părerea despre tine. O, băiatul meu e un băiat extraordinar. Să nu zici ceva de fata mea cumva, că fata mea e o fată extraordinară și părinții tăi au o părere extraordinară despre tine, dar tu știi că nu ești așa și că ești departe de imaginea asta de pocăită și de pocăit pe care ai pus-o în fața celorlalți. Dar vreau să spun ceva, e cineva care știe că e stăpânit de un duc de neputință și acesta este Dumnezeu. Biblia spune că totul este gol și descoperit în fața acestui Dumnezeu cu care noi avem de-a face și că dincolo de marketingul și PR-ul care lucrează în favoarea noastră și dincolo de imaginea asta pe care nouă ne place să o zugrăvim și să o punem în fața celorlalți, că suntem mai de succes decât suntem, că suntem mai frumoși decât suntem, o, Photoshop-ul lucrează în favoarea noastră și întotdeauna ne place să arătăm în exteriorul nostru altceva decât suntem în realitate, cum zice proverbul românesc, afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul. Vreau să spun ceva, Dumnezeu știe. Și cu toate că Dumnezeu știe, totuși ne iubește. Și asta este taina dragostei lui Dumnezeu. An de zile am reușit să ascundem maica mea că am spart o vază. Ea avea o vază pe care o primit-o de la tata. Nu o primi multe cadouri, că pe vremea aia nu era cu cadourile. Dar cum o primi? Că vă povestesc. Am mers cu maica mea într-o zi la un fel de second hand, consignație, zicea, eram mic. Și am văzut o vază nasoală, galbenă, made in China. Și mama zice, vai ce urâtă vază. A doua zi primește mama cadou de la tata, înverit într-un ziar creșana, o vază. Când am desfăcut vaza, era chiar aia galbenă. Și mama se uită la vază și zice, vai ce frumoasă vază. Și eu mă uit și zic, pe bune? Păi ieri ai zis că e nasoală. Mă uit la ea și chiar îi se părea faină. Și atunci mi-am dat seama de fapt că dragostea transformă lucruri. Că ceva ce poate părea urât se transfigurează. De-aia când vă îndrăgostiți voi unii de alții și se uită unii la voi și zic, bă, dar ăla nu vede? Mai e oarbă, ce n-are, ce are? Dar nu vezi că ăla e și sucit o leacă și un ochi se uită într-o parte, ălălalt în altă parte, bate farurile. Vreau să vă zic ceva. Voi ăștia care judecați, să știți că întotdeauna dragostea nobilează. De aceea părinților li se par copiilor cei mai frumoși. Nu toți copiii sunt frumoși. Da. Toți fi realiști. Da, să-i spui unui părinte. Unui părinte cel mai frumos copil din lume. De ce? Dragostea înnobilează. Eu asta am văzut-o de foarte multe ori. Mi-aduc aminte când am fost o dată într-o familie și în familia aia era o fetiță bolnavă de distrofie musculară. Toată fața era căzută din cauza bolii. Nu mă puteam uita la ea. Arăta atât de urâțită de boală încât am spus, fac ungerea cu un de lemn și rugăciunea și plec. Tata fetei se uita la ea cu toată dragostea, era cu ochii plini de lacrimi și zice, frate, știu că arată desfigurată de boală, dar nu știu dacă mă credeți, pentru mine e cel mai frumos copil. Dragostea nobilează, transformă. Și eu mi-aduc aminte, de, apropo de vaza aia, că într-o zi am spart vaza, adică, mă rog, n-am spart-o, am făcut dintr-una două, eu cu frate meu. Am lipit-o și am așteptat să vină mama de la lucru și am pus-o exact pe unde știam că vine mama să se lovească de ea. Și când o vine mama, sper să nu vă dau idee acum, o venit, s-o atins de vază și vaza s-o desprins în două. Iar noi doi, eu cu Beniamin, cu fratele meu, cu Beni, i-am uitat. Ai, mamă, ce ai putut să faci? Ai spart vaza. Săraca, nu știu treaba asta. Până am zis-o eu la predică odată și de supărare a ieșit în timpul predicii afară. Noi camuflăm, ascundem în viața noastră mulțime de lucruri. Dincolo de imaginea asta perfectă pe care o proiectăm în exteriorul nostru, Dumnezeu știe ce este. Nu există, e o carte scrisă de un scriitor american, de un
pastor american, zice, toți oamenii sunt normali până când ajungi să-i cunoști. Este titlul cărții. E foarte adevărat. Dincolo de imaginea asta, Dumnezeu știe ce este. Și spune Biblia că Dumnezeu a văzut-o. Dumnezeu nu doar că știe, El vede. Dar vreau să vă mai spun ceva. Cu toate că vede cum ești, totuși El te cheamă. Și El te cheamă să trăiești la un nivel la care tu nu poți fi. El îi zice acestei femei gârbove, stăpânite de un duc de neputință, vino. În mod normal n-ar fi putut să vină pentru că era neputincioasă, dar îi mai spune ceva, ești dezlegată de neputința ta. Pentru că Dumnezeu când te cheamă, El te și dezleagă. Când Dumnezeu te cheamă la un lucru, El îți dă și puterea să faci lucrul ăla. Nu știu, i-aud pe unii zicând că Dumnezeu nu ne cere lucruri grele. Eu cred că Dumnezeu ne cere doar lucruri imposibile. Ca de exemplu să ne iubim vrăjmașii, să biruim tot ce e greșit în viața noastră. Vreau să spun ceva. Când Dumnezeu te cheamă să trăiești la nivel de sfințenie, Dumnezeu îți dă și Duhul Sfânt care te ajută să trăiești așa. Pentru că toată morala în Biblie e numită de la bucurie, la pace, la înfrânarea poftelor, e roada Duhului Sfânt în noi. De ce? Pentru că cel care ne vede cât suntem de slabi, de neputincioși, El ne cheamă la o viață de sfințenie, dar în același timp ne spune, ești dezlegat de neputința ta. Fată dragă, băiatule, ascultă-mă bine în această după masă, ești dezlegat de neputința ta. De ce trăiești mai departe ca și cum ai fi legat? De ce vii la biserică și continui să trăiești mai departe în păcatele tale când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, deja a biruit păcatul la Golgota? Nu trebuie tu să biruiești. Asta e problema noastră. Noi încercăm, noi, prin puterile noastre, să biruim și sunt o grămadă de cărți care ne învață cum să ai succes în 10 pași, în 20 de pași, cum să biruiești nu știu ce din viața ta și faci tot cei 20 de pași și ești mai de insucces. Pentru că în realitate biruința nu este a noastră, biruința este a Domnului. Nu întâmplător spune Biblia în Efeseni capitolul 2 cu versetul 10 că noi nu trebuie decât să pășim în biruința lui Dumnezeu, în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit încă mai dinainte. Adică biruința este a Domnului, nu este a mea. El a biruit la Golgota și prin biruința lui am și eu șansa să biruiesc. Dacă a înviat El, zice Pavel, vom învia și noi. Dacă a biruit El moartea, vom birui și noi. Dacă El a trăit sfânt și noi putem trăi sfinți nu prin forțele noastre, ci cu ajutorul Duhului Sfânt, prin credința în Hristos Domnul, suntem adoptați de Tatăl și primim statutul acesta de copii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. El ne cheamă să fim copii ai lui Dumnezeu și să trăim la nivelul chemării Lui, dar noi nu avem puterea asta prin forțele noastre, ci prin Duhul Lui cel Sfânt. Am vorbit ca repede acum. Am zis că astăzi o să fiu mai liniștit, dar azi, nu, sunt evanghelist, nu mă pot. E conferință. Și la conferință nu trebuie să avem un aer mai conferențiar. Dar eu tot evanghelistă-s. Slujește, trăiește și taci. Femeia asta, după ce este eliberată, apare fruntașul sinagogii cu fața acră și zice, vindecați-vă în alte zile. Iar fi putut să zică, bă, dar ce fățarnic ești? Acum, ce ții tu la tradiție, la sfânta tradiție, dacă când ai accepta ca eu să vin aici, atunci nu a fost problemă cu sfânta tradiție. Dar tace, știți de ce tace? Pentru că spune Biblia că a răspuns Iisus, a vorbit Iisus. Pentru că atunci când tăcem noi, vorbește Dumnezeu. Când ne apucăm noi să vorbim, tace Dumnezeu. Și când vorbește Dumnezeu, întotdeauna vrăjmașii rămân de rușine. Nu știu cum sunteți voi, dar eu când am de dat o replică, cineva îmi dă o replică, nu, pe moment câteodată mă blochez, dar după aia mă gândesc mult la chestia asta. Băi, și am 1000 de variante. Dacă îi ziceam așa. Și după aia că mă întâlnesc cu omul, iar nu mai am nicio variantă. Că Duhul Sfânt zice, silent please, fly mode, touch. De foarte multe ori noi suntem în noi porniți, poate și împotriva părinților sau împotriva altora. Și zicem, m-o jignit, trebuie să-i zic. Și Biblia zice, Dumnezeu zice, taci. Acum, ca pocăit nu înseamnă că trebuie să taci întotdeauna. Biblia spune că toată trebuie să răspunzi altă dată, nu. Dar sunt momente când pur și simplu trebuie să taci.
cu asta mă voi apropia de sfârșit, un băiat s-a pocăit la o predică pe care am zis-o, cred că a fost una dintre cele mai slabe predici, dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima lui și s-a pocăit. A venit la mine, era un băiat binefăcut dus la sală și mi-a zis, încerc să slujesc pe Domnul și din când în când vorbeam cu el. Băiatul fusese înainte bătăuș, când a ajuns în clasă la el, s-a transformat și unul dintre colegii lui care suferise de pe urma lui, în fiecare pauză își bătea joc de el și făcea un fel de moment de comedie în care își bătea joc de el și băiatul ăsta a venit la mine și mi-a zis, frate păstor, zice, se supără Dumnezeu dacă îi dau o palmă la ăsta? Zice, după aia mă rog să mă ierte. Bă, nu merge așa, nu poți să te gândești dinainte ce păcat să faci și după aia mă rog, nu. Ce frate, dar ce să fac? Ăsta în fiecare pauză mare mă toacă, mă termină și își bate joc de mine. Și ceilalți colegi se ridică și râd împreună. Și zic, uite, mă, poate trebuie să-i răspuns, dar hai să ne rugăm să văd cum ne călăuzește Domnul. Și am stat și m-am rugat cu el și Duhul Sfânt mi-a pus un gând clar. N-am auzit vreo voce, că revelația lui Dumnezeu astăzi, poate se mai întâmplă câteodată să unii să audă vreo voce, dar de multe ori vocele astea nu sunt de la Domnul. Și în adâncul inimii, în adâncul ființei mele, Duhul Sfânt mi-a zis, nu, taci. Și am zis, uite, Duhul Sfânt zice, nu, taci. Zice, frate, sigur e de la Domnul? Zic, sigur e de la Domnul. Să tac, taci. Și-o trecut câteva luni de zile, în fiecare pauză un casat de la ăla și după câteva luni de zile ăla a încetat brusc și într-o pauză a venit și a spus în felul următor, uite care e treaba. Când el s-a apropiat de băiatul ăsta, toți ceilalți așteptau să vină să râdă de el, ca de obicei. Eu zic, dar lucrurile s-au îndreptat în altă direcție. Eu zic așa, auzi, să știi că m-am uitat la tine, am văzut că ești altfel. Și vreau un lucru, vreau să te rogi pentru mine, că am o problemă de sănătate și vreau ca tu să te rogi pentru mine. Eu nu știu dacă există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, dar știu ceva. Că dacă Dumnezeu există și ascultă pe cineva, pe tine te ascultă, că am văzut că viața ta e schimbată. Și ce m-am blocat? Da, știu ce să fac, mi-a povestit el după aia. Și ce ai făcut? Și aveam o Biblie mică, în geantă, m-am dus să-mi lua Biblia, m-am dus la catedră și am făcut cum faci dumneata la biserică. Am zis, toată biserica în picioare, toată sala în picioare, citim cuvântul Domnului. Pe vremea aia nu lăsăm să stea jos, în picioare, la teche cititurile. Și am citit de acolo, unde e cu vindecarea, cu bolnavii. Și ce ai făcut? Am făcut o rugăciune, s-a ridicat sala. Toți colegii au stat în picioare și am făcut o rugăciune. În 4 ani de liceu, nu a fost liniște la noi în pauză cum a fost atunci. De obicei, la noi, zice, și la ore era gălăgie. Și la ora de matematică gălăgie, da, pomite în pauză. S-a făcut așa un moment de liniște și am simțit cercetarea lui Dumnezeu în momentul ăla când a făcut rugăciunea și după a rostit Tatăl nostru și nimeni n-a scos nici un cuvânt. Știți de ce? Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, toți potrivnicii rămân de rușine, spune Biblia. Dacă te apuci tu să zici, am eu niște replici, te faci de râs și tu. De-aia vreau să spun în această zi, dacă ești stăpânit de un duc de neputință, dar Dumnezeu s-a atins de tine, ascultă-mă, Dumnezeu zice astăzi, slujește, trăiește și taci. Am vrea să fac o rugăciune la sfârșitul acestor două mesaje. Și acolo unde ești, aș vrea să rămâi în atitudinea asta de rugăciune. Așa cum stați așezați, aș vrea să închideți ochii, să plecați privirea, apoi vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare și prin rugăciune. Aș vrea să rămâneți o vreme așezați, așa cum stați, cu ochii închiși. Am să vă mulțumesc pentru felul în care ați ascultat, chiar dacă suntem la a doua sesiune și ați mâncat și de obicei știu după momentul ăsta e greu să te concentrezi. Vreau să rămâneți cu ochii închiși. Am rugămintea asta să nu vorbiți între voi și apreciez faptul că în momentele acestea păstrați liniște în exteriorul vostru și în inima voastră și aș vrea să vă gândiți bine la viața voastră. Este stăpânit de un duc de neputință? Și acum nu vreau să spiritualizez lucrurile. Poate că există doar în viața ta un domeniu unde nu poți. Poate că nu-i vorba de vreo influență demonică acolo în cazul tău. Dar pur și simplu nu poți. Ești neputincios.
Și spune Dumnezeu, Doamne, nu pot, nu pot să iert că mi-au greșit, nu pot să iert părinții pentru că au făcut alegerea aia greșită în dreptul meu, nu pot, Doamne, să trec peste sentimentele astea negative, nu pot să trec peste frustrările și amărăciunile mele, nu pot, Doamne, nu pot să mă las de lucrul ăsta din viața mea, nu pot! Și din cauza acestui nu pot, nu te botez. Și din cauza acestui nu pot, nu slujești. Și din cauza acestui nu pot, trăiești cum trăiești, cu toate că te cheamă Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu știe ce-i dincolo de fațada ta. Și totuși Dumnezeu a investit în tine atât de multă valoare și El îți spune, eu sunt cu tine. Ridică-te din starea în care te afli. Vei spune, nu pot, nu pot, ești neputincios, e adevărat, dar Dumnezeu deja a biruit și spune și ție, cum i-a spus acestei femei, ești dezlegat de neputința ta. Iisus Hristos deja a biruit-o la Golgota. În sângele Lui există deja biruință. Ție nu-ți rămâne decât să pășești în biruința Lui. El a deschis un drum pe care vei păși și tu cu ajutorul lui Dumnezeu.